Mă numesc Cătălin Iordache, sunt proprietarul societății Sienda Ambient, deținătoarea proiectului Lanolină din lână de oaie. Am venit la dumneavoastră în emisiune pentru a vă oferi 50% din această afacere contra sumei de 350.000 de euro. Vă precizez că această sumă reprezintă contravaloarea utilajelor ce urmează a fi achiziționate pentru a putea porni producția. În ce constă această afacere? Lanolina, numită și gălbenușul de lână sau ceara de lână, este o grăsime secretată de gradele sebacee ale oilor. Noi extragem din lână această grăsime și o folosim pentru creme cosmetice în industria de cosmetice și pentru creme medicinale. Lanolina este ingredientul folosit în cel mai des pentru vindecarea pielii, are acțiune emolientă, reduce pierderile de apă din piele, favorizează absorbția cutanată a substanțelor active și ajută la repararea pielii uscate. Din secolul trecut, lanolina a început să fie folosită în șampoane și balsam, pentru că s-a constatat că are un efect regenerator pentru firele de păr deteriorat. Se cunosc efectele benefice ale lanolinei. Vă precizăm că în România nu mai există niciun producător de astfel de produs. Noi a trebuit să mergem la târgul In Cosmetic de la Paris pentru a achiziționa această materie primă. Există o mare necesitate și o mare cerere pentru produsul obținut după extracție, respectiv lanolina. Și precizez că mai există un produs secundar, lână uscată, lână după care s-a extras lanolina, care se folosește în continuare în construcții ca izolator și este foarte bun izolator, fiind un produs organic. Prezența în emisiunea noastră mă onorează și consider că proiectul nostru este viabil și are mari șanse, dumneavoastră ca oameni de afaceri, cei din jurul, știți foarte bine ce înseamnă să fii primul producător pe un segment de piață ca acesta, de materie primă al produselor cosmetice. Vă mulțumesc și sper să obțin voturile și susținerea noastră.